Suntem pe malul Dunării, la Brăila, împreună cu Ionel, care este directorul Parcului Natural Balta Mica Brăilei. Ne interesează, Ionele, ce reprezintă Dunărea pentru Europa, ce reprezintă pentru România? Dunărea e cunoscută în general ca o coloană vertebrală din punct de vedere al biodiversității, în jurul căreia s-au dezvoltat de-a lungul vremii numeroase zone umede, de o importanță atât națională cât și internațională. E un coridor ecologic pentru multe dintre speciile care se găsesc atât în zona noastră cât și în celelalte țări dunărene. E de o importanță majoră pentru numeroasele specii și habitate de interes conservativ care se regăsesc în această zonă. Până la urmă, nu, o natură sănătoasă, natură sălbatică, înseamnă sănătate și pentru noi, oamenii. Absolut. Evoluția societății omenești va fi cu atât mai durabilă cu cât vom avea grijă să conservăm cât mai bine valorile naturale. Din păcate, studii recente la nivel mondial au evidențiat faptul că în jur de 1 milion de specii sunt afectate în sens negativ prin presiunile antropice create. În aceste condiții, importanța conservării ariilor naturale protejate devine din ce în ce mai mare. Bun. Aici, la Brăila, conduci Parcul Natural. O administrație a Parcului Natural Balta Mica Brăilei. Parcul Natural Balta Mica Brăilei e o arie naturală protejată cu un triplu statut de conservare. Este parc natural, este zonă umedă de importanță internațională și este SID Natura 2000. Este ultimul sector din lunca Dunării rămas în regim liber de inundație. Acest fapt a permis conservarea unor zone umede de o importanță majoră pentru conservarea speciilor și habitatelor specifice. Ce înseamnă regim liber de inundații? Adică, pe înțelesul tuturor, nu există în interiorul parcului diguri care să protejeze anumite incinte. Aici nivelul apei Dunării crește și scade și în acest fel, în mod natural, este influențat și statutul și specificul zonelor din interiorul parcului. Practic, zona parcului se comportă cum se comporta și acum 100 de ani, sub efectul creșterii și scăderii apelor. În cea mai mare parte, da. Sunt fenomene care sunt naturale, dar puternic influențate antropic, pentru că odată cu diminuarea fostelor zone umede, în cazul nostru a fostei bălți a Brăilei, s-a restrâns foarte mult zona care este în regim liber de inundație. Astfel, Dunărea la ora actuală transportă cam aceeași cantitate de sedimente pe care o transporta și atunci, doar că acum o depune pe o suprafață mult mai mică. Asta înseamnă o accentuare a unui fenomen natural și anume colmatare. Colmatare care reprezintă un pericol și pentru voi, pentru cu siguranță. În principal, afectează în mod negativ iezerele din interiorul ostroavelor care se regăsesc în cadrul parcului. O să revenim la treaba asta. Vreau să te întreb, de când este declarat parc natural? Din anul 2000, prin legea 5. Deci e un parc natural tânăr. Da. Așa? De când există administrație? De când sunteți voi? Administrația există din anul 2004, iar în anul 2009 și-a căpătat personalitate juridică separată. Bun, și în fapt, de când lucrați pe teren, adică de când aveți o structură operativă? Din anul 2004. Deci din 2004. Da. La ora actuală, personal? Noi, în cadrul administrației parcului, suntem 18 persoane. Trebuie să spunem că ține de Rom Silva. Da, este sub administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.
Ce suprafață aveți? De... În cadrul parcului noi avem 24.123 de hectare, dar trebuie precizat faptul că administrația noastră se mai ocupă și de o altă arie naturală protejată și în speță coridorul Ialomiței. Suprafața totală de care ne ocupăm este de aproximativ 50.000 de hectare. Enorm de mult. Este, într-adevăr. Discutam despre faptul că într-o țară în care pericole ecologice, cum ar fi braconajul, sunt accidente, personalul ăsta ar fi suficient. În actualele condiții, dat fiind problemele cu care vă confruntați, între care și braconajul piscicol, pentru că bănuiesc că ăsta este... Este un fapt real și îl tratăm ca atare. Va ajunge personalul? Încercăm să ne suplimentăm din punct de vedere al combaterii acestui fenomen prin colaborare cu alte instituții care au competențe în combaterea acestui flagel și formând împreună echipe mixte, încercăm să diminuăm fenomenul. Da, reușiți? Într-o mică măsură, da. Să-l combatem, dar trebuie să fim realiști și să spunem că fenomenul este departe de a fi diminuat. Da, deci adevărul este că în ceea ce privește braconajul, pe lângă personal suficient și calificat, mai e nevoie și de legi. Și de legi, și de mijloace necesare pentru a putea ține ritmul cu modul de dezvoltare al celor care practică, pentru că sunt organizații în anumite rețele, se anunță unii pe alții, e destul de greu. Dar și legea este șchioapă și pune în aplicarea legii, nu? Pentru că și atunci când sunt prinși, de multe ori scapă bazma curată când ajung în instanță. Da, noi ne facem datoria de a încerca să constatăm faptele, ulterior nu mai avem pârghiile necesare pentru a putea influența mersul mai departe al dosarelor în cauză. Da, sigur, că evident că de aici, de la un moment dat încolo, nu mai e treaba voastră. Acum, în afară de latura ichtiologică activității voastre, care privește strict populația de pește, o mare parte a atracției acestei insule, Bălți Mici Brăila, sunt păsările. Da, avifauna este una extrem de bogată. Ați avut ocazia astăzi să vedeți una dintre coloniile mixte pe care le regăsim în cadrul parcului. Ați văzut că e o colonie în care la un loc cuibăresc 7-8 specii la ora actuală. În anumite perioade ele pot ajunge și până la 10 specii. Ca o comparație, suprafața parcului este undeva cam de 10 ori mai mică decât suprafața biosferei Delta Dunării. La această suprafață concentrația de elemente de biodiversitate este foarte mare, regăsindu-se cam jumătate din speciile protejate în cadrul biosferei. Bun. Activitate turistică aveți? Adică aveți vizitatori? Avem vizitatori. Ne regăsim la momentul actual la centru de vizitare al parcului. Aceasta este o construcție plutitoare aflată pe faleza Dunării Brăila. În perioada turistică, să zic așa, în perioada caldă, noi ne regăsim aici permanent. Centrul este deschis mare parte din zi, poate fi vizitat în mod gratuit, iar de aici se organizează și plecările în excursiile pe care noi le organizăm în raza parcului. Zona cea mai frecventată este zona ostrovului Fundul Mare, cu lacul Chiriloaia și cu colonia de păsări de pe lacul Chiriloaia. Asta vreau să spun că eu așa, făcând un sondaj printre prietenii și cunoștințele mele amatori de turism de ăsta ornitologic, niciunul nu știa de Balta Mica Brăilei.
Și mie mi se pare, vizitând-o, că este mult mai la îndemână decât Delta Dunării. Adică... Este mai la îndemână. Rolul nostru principal ca și administrație de parc este conservarea elementelor de biodiversitate. Vis-a-vis de posibilitățile care se regăsesc în Delta Dunării pentru vizitare, noi ne confruntăm aici cu o fluctuație mult mai mare a nivelului Dunării. Adică, de exemplu, la nivelul anului 2018, diferența între cota minimă și cota maximă pe care am înregistrat-o a fost de aproximativ 6 metri. Este o fluctuație extrem de mare și în anumite perioade ale anului, destul de mari, ne confruntăm cu lipsa apei în lacurile interioare și atunci suntem limitați doar la practic anumite perioade vizitat, și doar da. La... Nu este imposibil. Este posibil, dar cu un efort puțin mai mare. Și astăzi ați văzut că la un moment dat am mers pe jos aproximativ 2 km până la observatorul AVI faunistic. Mulți turiști sunt puțin mai comozi și nu toată lumea este amatoare de un efort din acesta susținut. Dar... prin prisma deschiderii centrului de vizitare în anul 2017, afluxul de vizitatori a crescut foarte mult. Noi suntem aici și avem o sală muzeu pusă la dispoziția oamenilor care vor să se familiarizeze cu peisajul specific parcului nostru și organizăm excursii. Eu cred că în perioada următoare, numărul vizitatorilor va crește. Asta vreau să spun, că aici, spre deosebire de Delta, e un fenomen foarte ciudat, nu? Suntem în Brăila, în plină atmosferă citadină și 4 km mai încolo găsim o minune verde. O minune verde, nu? O zonă sălbatică, liniștită, unde răsună numai glasul păsărelelor, nu? Gălăgia din colonie, unde am fost, curat, sălbatic, treci așa din oraș direct într-un paradis verde. Da. Lucru care în Delta nu prea regăsești. Într-adevăr. Nu prea regăsești. Aici l-am văzut pentru prima dată. Bun. Care sunt pericolele care ar pândi pe viitor, în general, Dunărea și în particular Parcul Natural? La nivelul amenințărilor pe care le regăsim, aș enumera eu, pe lângă aspectele amintite anterior, și anume braconajul piscicol, accelerarea fenomenului de colmatare a iezerilor interioare, care duce la o diminuare treptată a suprafețelor iezerilor și a zonelor umede. Colmatarea este un fenomen natural, dacă e să ne gândim și la evoluția deltei, acel mare estuar care a existat la geneza deltei, constatăm acum că a fost colmatat și există acele canale care fac legătura între lacuri. Dar v-am spus, în cazul nostru este puternic influențat antropic prin îndiguirile care s-au făcut în perioada comunistă. Dacă e să ne întoarcem o leacă la istorie, ce vă spuneam și mai devreme, de la Călăraș până la Tulcea, noi mai aveam o deltă prin multitudinea de lacuri și zone umede care erau în lunga Dunării. Ele reprezentau locul de reproducție pentru multe din speciile de pești. La ora actuală putem constata o diminuare a resursei piscicole. Una dintre principalele cauze o reprezintă și lipsa acestor locuri de reproducție. Deci, practic, faptul că omul a întevărit artificial în cursul Dunării reclamă faptul că acum să intervenim artificial pentru decolmatări. Mă rog, nu o sugerez eu. Se vorbește de renaturări imediat după 1990. Cu toate acestea, dacă stăm să punem pe hârtie efectiv ce s-a făcut, constatăm că prea poate prea puțin.
Dacă vom da importanță, cel puțin pe termen scurt, doar factorului economic, cu siguranță vom constata că factorul ecologic este puternic afectat, iar pe termen lung și economic s-ar putea să avem o evoluție negativă. Pentru că la nivel declarativ, așa, stăm bine. Da, nu, toate guvernele pe care le-am avut declară ca de importanță, nu neapărat majoră, dar de primă importanță, nu, renaturările. Problema renaturării nu este una strict națională, e una la nivel european, să zic așa, pentru că cu aceleași probleme se confruntă și țările, restul țărilor dunărene. Dar punctual la noi cred că avem șansa de a ne îmbunătăți starea de conservare și din punctul meu de vedere anumite renaturări ar fi un prim pas către... Nu, avem încă locuri care nici nu necesită așa de mult, adică care sunt puțin antropizate și care ar fi relativ ușor de recuperat. Da, cu siguranță. Dacă stăm să ne gândim numai la delta Dunării, câte incinte îndiguite există. Da, foarte multe. Și câte canale principale și secundare s-au tăiat și care, prin, nu știu, printr-o revenire la ce a fost înainte, poate că... Acum, ea, probabil că delta și formează, și revine singură dacă o lași, numai că se intervine în continuare. Da. Bun, planuri de viitor în ceea ce vă privește. Planuri de viitor constau în identificarea măsurilor active de îmbunătățirea stării de conservare. Noi sperăm să reușim printr-o complementaritate a educației ecologice să conștientizăm atât populațiile locale asupra necesității de conservare a valorilor naturale pe care le au și le dețin de generații întregi. Sunt oameni care au trăit din pescuit în zona Brăilei. E important ca și copiii și nepoții lor să poată beneficia de această posibilitate. Și totul se poate rezolva printr-o educație, printr-o îndreptare a noastră către tânăra generație. Și până la urmă și prin coerciție, nu? Dacă nu înțeleg de bunăvoie. Cu siguranță există legislație care trebuie aplicată, dar efortul trebuie să fie unul integrat. Noi ca și administrație de parc suntem limitați la anumite posibilități. Dacă efortul va fi unul comun din partea tuturor factorilor interesați pe zonă, atunci cu siguranță rezultatele vor veni. Până la urmă vorbim despre niște oameni care încarcă legea, nu? Da, vorbim despre anumiți oameni care braconează în această zonă și cu siguranță e o încălcare a legii. Vorbim de instituții care administrează anumite zone și v-am spus, într-o abordare din asta integrată, vom putea să luăm împreună măsurile cele mai bune pentru administrarea zonei și conservarea ei. Bun. Acum, în final, ceea ce vreau să transmit telespectatorilor este faptul că foarte aproape de Brăila, nu? De un mare oraș, foarte aproape se află un parc natural de o frumusețe extraordinară, cu foarte multe specii de păsări, nu? Cu foarte multe specii de pești, cu o natură sălbatică și care merită vizitată. Lumea știe puțin, totuși e și un parc relativ nou creat, este, dar ar fi cazul să afle și să-l viziteze. Cu chiar siguranță. Cu siguranță, noi suntem aici prezenți și cred că oricine poate pune Brăila pe harta turistică a țării, pentru că, pe de o parte, o vizită la Brăila poate evidenția atât o arhitectură deosebită dezvoltată atât în perioada interbelică cât și înainte de primul război mondial și cu siguranță factorul natural scos și pus pe tapet oarecum de administrația parcului
este unul deosebit și zona este cât se poate de sălbatică și poate furniza iubitorilor de natură bucurii importante. De ce este important să avem o mare diversitate de păsări și practic de specii sălbatice într-un habitat? Cum anterior discutam, în general, în momentul în care societatea mondială și-a dat seama de faptul că elementele de biodiversitate se pierd într-un ritm destul de alert prin influența factorilor antropice, a apărut și nevoia de identificare a unor zone în care specii și habitate identificate de importanță conservativă să poată fi identificate și protejate pe viitor. Biodiversitatea reprezintă o valoare pe care noi am primit-o de la natură și pentru care cred că trebuie să existe un efort important de conservare. Nu ne putem juca cu ceea ce natura ne-a oferit. Odată cu pierderea biodiversității, constatăm că se ajunge la o degradare a factorilor naturale, ceea ce cu siguranță nu este de bun augur pentru societatea umană. Adică să înțeleagă oamenii ca și cum într-o pădure care acum are 20 de specii, nu am rămâne numai cu porci mistreți. Și am spune, domnule, sunt animale. Da, da, sunt animale, dar mai avem niște porci mistreți unde înainte am avut, nu, zeci de specii. De specii care ne garantau o natură sălbatică și sănătoasă. Există un lanț trofic și dacă dezechilibrezi acest lanț trofic, cu siguranță se poate ajunge la deznodăminte. Adică animalele depind unele de altele. Absolut, absolut. Și când o specie dispare, există un hiatus acolo, nu un lanț trofic. Dacă ai scos o zală dintr-un lanț, acesta s-a rupt.